suntem la inaugurarea încă a unui obiectiv și dacă tot suntem aici împreună, să dau un răspuns și unora care zic cum de se inaugurează și se finalizează obiective acum. Păi au fost anunțate la început de mandat și se finalizează la sfârșit de mandat. Este firesc, pentru că așteptăm alegerile, nu știm cine o să fie primar în următorul mandat. Și atunci e normal primarul care le-a propus și care le finalizează să le încheie și să anunțe. Încă un proiect pe care l-am propus în acest mandat, Romașcanilor, și care a făcut parte din programul nostru de guvernare locală, a fost încheiat. Este vorba despre parcarea etajată de la piață, este vorba despre o lucrare destul de complexă, măcar din două motive. Unu, datorită terenului de fundare, vreau să vă spun că aici pe o înălțime de 2 metri și jumătate a fost teren de umplutură, a fost descoperit un beci și mai mult au fost și anumite rețele care erau vechi și trebuiau și acestea oricum în timp înlocuite. Deci s-a rezolvat o problemă cu acest teren, aici neputându-se construi dacă nu se rezolva problema terenului de fundare, nici parcarea și nici un alt obiectiv. Toată această clădire este pe structură metalică și beton. Fiecare stâlp de susținere are la bază un micropilot, deci iată, iar această nouă tehnologie de micropiloți, pe câte un pahar de beton de 1x1. De asemenea, suprafața total construită este de 1110 metri pătrați. Sunt 26 de locuri de parcare la parter, 23 de locuri de parcare la etaj, deci în total de 49 de locuri de parcare plus 3-4 locuri care pot fi stand-by-uri. Vreau să vă spun că înainte parcarea de aici avea 25 de locuri de parcare pentru că avea foarte multe insule de beton, separații în teren și nu era ergonomic gândită. Are rampe de acces dinspre strada Sucedava, urcare, și spre Aprodu Arbore, coborâre. Are o scară metalică pentru acces pietonal la etaj. Întreaga structură metalică este zincată, ceea ce înseamnă că este protejată împotriva coroziunii. Lucrarea totală a costat 1.176.000 de lei. A fost câștigată prin licitație de un grup format din două firme romașcane, firma Contact Steel și firma Modern Construct, care au finalizat această lucrare. Această lucrare are și instalație pentru preluarea apelor pluviale, este vorba de rigole de asemeni din metal zincate, care au fost impermeabilizate și au făcut corp comun cu suprafața din beton asfaltic. De asemenea, întreaga preluare a apelor este dusă într-o rețea de canalizare de 160 mm. De asemenea, este prevăzută cu instalații de iluminat, la partea inferioară mai multe de 18 W, la etaj de 30 de W. Este vorba despre un iluminat pe LED-uri, deci un iluminat modern. De asemenea, suprafața de la etaj este parțial acoperită conform proiectului. Lucrarea așadar a fost finalizată și intră în funcțiune. Vreau să vă informez că până pe 1 iulie, pentru a se învăța, pentru a se obișnui, parcarea este gratuită. Aceasta o să zic că e gratuită, dar bariera e pusă. Este firesc bariera să fie pusă, se extrage bonul din automat, se ridică bariera, parchează, vine, când pleacă, introduce bonul, valoarea va fi zero și se va deschide bariera să poată părăsi parcarea. De aceea am dat acest timp de parcare gratuită, tocmai pentru ca oamenii să se poată învăța cu acest sistem modern care în orașele mari există, iată că de astăzi și la Roman. De asemenea, cele două rampe au la intrare și la ieșire sistem automat de bariere cu taxare automată, cu citire automată, ceea ce aduce un plus de modernitate acestei utilități din municipiul Roman.
Mă bucur că am reușit să o finalizăm. Am avut multe vizite de lucru aici în teren. Unele din lucrurile care erau gândite inițial prin proiect, împreună cu colegii din primărie, de această lucrare s-a ocupat în mod deosebit domnul director Dan Ioniță. Îi mulțumesc pentru colaborare și implicare pe această cale. Au fost de-a lungul desfășurării activității anumite lucrări, anumite etape care nu întotdeauna mi-au plăcut. Am insistat de fiecare dată ca lucrurile să se facă așa cum îmi plac mie și așa cum trebuie. S-a refăcut, s-a făcut totul pe banul constructorului. Eu cred că este foarte important că am putut finaliza și acest obiectiv anunțat la începutul campaniei electorale și că constructorii au înțeles că lucrarea trebuie făcută de calitate. Sigur, v-am spus, sunt două firme din Roman, este o lucrare de avangardă. În foarte puține orașe există, cel puțin de dimensiunea Romanului, parcări etajate sau subterane. Dacă privim chiar în jurul nostru, Piatra Neamțu, Bacău, care au parcările cele mari pentru mall-uri și pentru complexe mari comerciale, în afară, pe platouri betonate, nici de cum subteran sau etajat, credem că reprezentăm aici, în centrul Moldovei, un element de avangardă. Este un lucru important. În următorul mandat vom amenaja și parcarea din spatele mall-ului, la nivel deocamdată de pardoseală, de parter, dar cu posibilitatea de a fi extins în anii următori și cu etaj, pentru că, așa cum vă spuneam într-o conferință de presă, numărul mașinilor din Roman față de anul 1989 a crescut de 24 de ori. Străzile au cam aceeași lățime, blocurile nu pot fi împinse mai încolo, pe cât posibil se mai pot îngusta, dar nu foarte mult, din trotuare, se mai pot limita, dar nu foarte mult, din spațiile verzi. Știți că foarte mulți comentează în acest stil, dar, din păcate, clădirile și blocurile nu le putem împinge ca să lărgim locurile de parcare. De aceea am și amenajat foarte multe locuri de parcare în municipiu. De când sunt primar, am depășit 3500 de locuri de parcare amenajate în municipiul Roman, ceea ce cred că e un lucru foarte, foarte important. Încă un obiectiv încheiat, sunt mulțumit, sunt satisfăcut că lista mea de obiective anunțată la începutul mandatului se completează cu această parcare etajată din proximitatea peței centrale din municipiul Roman. Unde vrei aduc banii din încasări? Banii din încasări merg în serviciu de administrare, parcări și monitorizare drumuri, alei. Deci, practic, tot către bugetul consolidat al primăriei municipiului Roman, fiind ca și celelalte parcări publice, gestionată și de un regulament, astfel încât unei lege nu-i tocmeală, unei reglementare, lucrurile pot funcționa corect și drept. Același tarif va fi și la această parcare? Tariful la această parcare a fost de 1 leu pe oră. Dar noi dorim să fie în partea de dimineață, vom dori să fie parcare de 1 leu pe oră, ca la parcările publice, iar după amiaza și noaptea să fie liber, astfel cât cei din blocurile din jurul nostru să poată parca și să aibă o zonă civilizată de parcaj. Deocamdată, până pe 1 iulie, este gratuit. Cum vor ști cei care vor să intre în parcare câte locuri sunt sus, jos sau dacă este afișaj? Este afișaj electronic care va afișa numărul de locuri de parcare ocupat sau numărul de ocupare disponibil, libere, numărul de parcări libere. Deci va ști permanent. În momentul în care va fi totul ocupat, se aprinde becul roșu și asta înseamnă că este interzis accesul și parcarea este plină. De la ce oră ar fi? De la ce oră ar fi liber? După ora 17. Deci când oamenii se întorc de la servici, practic, și activitatea în piață cam încetează. Deci în jurul orei, omul iese 16-16:30 la servici, se duce și a copilul, mai cumpără ce mai trebuie de mâncare, vine acasă. De la 17 poate să tragă mașina în parcare. Iar de dimineața, începând cu ora 8, parcarea intră în sistem, ca și celelalte din oraș, parcări publice. Da, va fi montat în perioada următoare și o cameră de luat vederi la intersecția Suceda va produce arbore cu oituz, astfel încât să monitorizăm această intersecție de aici din zonă, dar în același timp și această parcare să fie monitorizată. Am discutat deja cu șeful formației electricieni din cadrul primăriei municipiului Roman, domnul Valentin Mocanu, și eu doresc chiar în această vară, până când parcarea va intra de la 1 iulie în sistem de utilizare
cu plată, să rezolvăm și această problemă cu o cameră să fie montată aici, să avem întreaga zonă monitorizată. Știi ceva? Unde ai camera acolo de observare video? Unde este? Unde este aici în zonă camera? Avem acolo. La acolo în față, nu? Da. Cred că va trebui suplimentă numărul Valentin. Da, da. O cameră de acolo cu care să supraveghem toată intersecția care pleacă spre Oitus, Sucedava, nord, sud, dar și parcarea de aici monitorizare. Și atunci eu cred că cel mai bine ar fi pe stâlpul acela de acolo. Ar fi foarte bun ăsta de aici pentru parcare, dar zic de acolo ca să pot să mă duc și pe fluxul de circulație, și de acolo să pot vedea și aici sus și să pot baleia jos. Deci asta o dorim ca și prioritate.